Mara Merca, una dintre elevele cu media 10 la examenul de bacalaureat din acest an. În primul rând, felicitări. Mulțumesc. Mulțumim pentru amabilitatea de a ne acorda acest scurt interviu. Cum a fost la examen? A fost ușor din punctul meu de vedere, nimic din ce nu mă așteptam, dar în general consider că bacalaureatul e ușor pentru orice învață, pentru că e o materie prestabilită. La ce materie ai dat-o? Am dat la limba română și la istorie și am ales logica pentru a treia probă. Trebuie să spunem că tu ai urmat cursurile la științe sociale, Da, la corect? științe sociale. Bun. Cum a fost semestrul al doilea pentru tine, având în vedere toată situația asta cu totul și cu totul specială creată de pandemia de coronavirus? Pentru mine a fost minunat, a fost exact ce îmi trebuia. Devenise un pic greu să stau la școală 6 ore, în condițiile în care știam că am și povara bacului. Nici nu pot să zic că mai aveam foarte mult chef, de ce să mint. Și fizic aveam probleme, mă durea spatele. Greu a fost să nu mă mai văd cu toți colegii, dar m-am rezolvat noi cumva treaba asta. Online. Online, exact. Am înțeles. Care e cea mai plăcută amintire a ta din cei 4 ani aici la Grigorescu? Olimpiadele, toate olimpiadele și dacă ar fi să aleg dintre una din ele, aș alege probabil Olimpiada de Cultură și Spiritualitate la Națională, De ce? când am avut, cred că cea mai frumoasă organizare datorită faptului că s-a implicat biserica și am avut tururi extraordinar de frumoase la toate mănăstirile, a fost în zona Râmnicu Vâlcea, niște oameni minunați, atât la profesori cât și la elevi și a fost pur și simplu un prilej să-mi fac cele mai frumoase amintiri. Ce urmează pentru tine? Pe plan profesional, ca să spun așa, Sigur. o să mă duc la King's College London să studiez științe politice, cum s-ar spune în română, iar apoi mai vedem, master și cariera vreau să fie cu de toate și să fie o surpriză chiar și pentru mine, iar în rest, distracție. De ce ai ales această prestigioasă instituție de învățământ în Londra? În primul rând, e una dintre cele mai bune universități pe științe sociale, de fapt, nu doar politice, din lume. Iar eu ador sistemul de învățământ englezesc pentru că dă dovadă de profesionalism, de strategie, un plan bine pus la punct, inspiră elevului siguranță și încredere în tot drumul de parcurs pe care îl are în cei 3 sau 4 ani cât durează facultatea. Iar chestia asta nu am regăsit-o aici în România și cred că ar trebui mai des să gândim că lucrurile bune pe care le vedem la alții trebuie împrumutate și adoptate. Dar nu poți să faci lucrul ăsta decât dacă le înțelegi cu adevărat. Și de asta vreau să merg acolo. Unde te vezi peste 10 ani? Cât înseamnă asta? Un 28 de ani? Vreau să am copii. Și în plan profesional? Într-un job foarte frumos, dar nu vreau să-mi fac planuri pe direcția asta, pentru că vreau să-mi las mie loc să-mi placă cu adevărat ceea ce fac. Și dacă plănuiesc lucrurile astea, s-ar putea să mă mint pe mine în momentul în care vine vorba de o alegere. Am înțeles. Felicitări încă o dată și mulțumim. Mulțumesc frumos!